toți am venit cu gândul ăsta înaintea lui Dumnezeu în această zi. El să ne primească înaintea Lui, să ne dea iertare, să ne primească cererile, rugăciunile, cu tot ce am adus înaintea Lui, El să primească și cântarea și poezia, și toată slujba din dimineața aceasta. Amin. Slăvit să fie Domnul. Eu cred că ne-am adunat cu toții ca să ne hrănim în dimineața aceasta, ca să stăm la masă cu Domnul. El să ne hrănească și să ne crească. Să putem, ca și omul nostru din lăuntru, să-l creștem, să aibă viață, să fie la fel de frumos ca și ăsta din afară. Sau mai frumos, dacă se poate. Nu știu dacă am avea un videoproiector de ăsta să ni se proiecteze sufletul la fiecare, ar fi bine numai în privat să vedem cum arată. Aș vrea ca Domnul în dimineața asta El să ne crească și să ne dea El valoare sufletelor noastre, să putem să prindem putere, să putem să creștem și să mergem înaintea Lui, prin puterea Lui. Vrea ca Domnul să ne ajute. S-a citit textul acesta foarte frumos, foarte plin de învățătură, foarte bine cunoscut de toți. Să știți că Iisus spunea pilda asta unor oameni. Au fost acolo două feluri de oameni care l-ascultau. Și prima dată ne spune Cuvântul lui Dumnezeu că toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și printre ei erau și farisei și cărturarii care cârteau și ziceau omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Am tot stat și m-am gândit, Doamne, cum este posibil lucrul acesta? Să vină păcătoșii și să te asculte și să vină neprihăniții și să nu te asculte. Au stat înaintea lui Iisus. Toți vameșii, ne spune Cuvântul lui Dumnezeu, erau oameni foarte răi în vremea aceea, vameșii. Și păcătoșii, ca să-L asculte pe Domnul. Vorbeam zilele astea, alaltăieri, cu un om, acolo unde lucram, lucra și el, și spunea, eu chiar sunt un om bun, pentru că l-am provocat să vorbim despre Dumnezeu. Eu dacă văd un sărac, îl ajut oricând și ultimii cifre, dacă am și văd pe cineva care are nevoie, îi dau, îi fac. Eu nu văd să fiu un om rău, cred că Dumnezeu pe mine mă primește. Și se vedea neprihănit. Dar după 3 minute, după 5 minute, ne spunea că cineva este dator în Germania unde a lucrat și numai să nu-l prindă pe omul acela. Și am zis, nu, s-a dat neprihănit. Și am stat să explicăm că nu este așa cu Dumnezeu. Nu prin faptele noastre, că așa spune și Scriptura, ca să nu se laude nimeni că ar fi făcut El prin puterea Lui ceva, ci prin credință și prin puterea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt, când vine în viața noastră, lucrurile astea care noi le credem că spune înaintea Lui Dumnezeu. Dar să nu mai trebuie să te gândești să le faci, nu mai trebuie să te gândești că nu mai trebuie să înjuri, că nu mai trebuie să faci lucrurile. Duhul Sfânt, când vine în viața ta, te duce la un alt nivel, la lucruri mult mai profunde. Nici măcar o privire prea să nu dai. Nici măcar un lucru de mic, pe care până atunci poate că nici nu se sizai, ar fi fost un lucru totuși mare de făcut. Oamenii ăștia, așa păcătoși și vameși și cum au fost ei, răi, au venit ca să-L asculte pe Iisus și avem în Scriptură multe exemple de oameni neprihăniți care L-au ascultat pe Iisus. Slăviți să fie Domnul! N-aș vrea să vă spun în dimineața aceasta că trebuie să fii un păcătos ascultător. Dar vrea ca să vă spun că trebuie să fii un neprihănit ascultător. Dar faptul că în dimineața asta Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre niște păcătoși, noi trebuie să știm și să conștientizăm lucrul acesta, că
păcate, dacă mergem pe paginile Sfintelor Scripturi, vom vedea că sunt mai mulți oameni care, neprihăniți fiind, n-au ascultat de Dumnezeu. Dar vrea ca să punem și noi ascultarea, dacă nu o punem pe primul loc, pentru că pe primul loc Scriptura pune dragostea, este mai mare ca și toate, dar după dragostea este strașit și frumos să punem ascultarea în viața noastră de Dumnezeu. Să ne dăm toată silința și toată puterea și să cerem Dumnezeu putere. E foarte greu să ascultăm. Nu-i așa? O vedem din familiile noastre. Dacă îi spun acum la lui să vină pe prima bancă, poate că am greu. Așa facem și noi cu Dumnezeu. Dar vrea ca să fim copii ascultători și chiar dacă este greu, chiar dacă uneori mi se pare imposibil, să știți că la Dumnezeu este putere și El ne dă putere ca să fim așa cum vrea El, după voia Lui. Cuvântul lui Dumnezeu spunea că farisei și cărturarii câteau și aceștia sunt oamenii care nici măcar n-au mers să asculte Cuvântul lui Dumnezeu. Știți ce au spus? Omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar au spus un mare adevăr, nu-i așa? Mai devreme spuneam că Domnul primește pe cei păcătoși și El le dă dană și îi crește. Și... Dar rău a fost gândul cu care l-au spus. Ei n-au fost de acord ca Dumnezeu, ca un fiu de Dumnezeu, să se pună alături de niște oameni păcătoși și fără valoare. Ei vedeau oamenii valoroși doar aceia care cunoșteau, dacă se putea, toată legea lui Moise din capăt până la sfârșit. De la început până la sfârșit. Și să o știe pe de rost și să o poată recita. Și chiar auzeam când mergeam în Spania cu un om din acesta care avea legea lui Dumnezeu, dar nu știu ce limbă era. Toată ziua asculta și era așa, ca la fel cum începea așa și când termina, nici nu mai suportai după oră, s-a spus, te termina și psihic și fizic. N-am putut să înțeleg cum poate omul ăsta să asculte lucrurile alea și tot vocea aia și... Pentru că vedeam în viața lui, nu prea era lucrurile așa cum... Cred că îi se spunea acolo, n-am putut să înțeleg, că nu sunt ce limba fost. Nu asta, frașilor, să începem să știm toată Scriptura asta de la început până la sfârșit. Asta este bine să o avem. Dar Cuvântul lui Dumnezeu trebuie trăit. Trebuie locuit cu fapta. Oamenii ăștia au cârtit împotriva lui Iisus și Iisus pentru că le-a văzut starea lor, le-a spus trei pilde. N-a fost numai, asta a fost ultima. Pilda Fiului și Hristos. Le-a mai spus încă două, pentru că le-a spus-o pe prima și a văzut că n-am înțeles nimic. Le-a spus-o pe a doua, nici atât, din a treia foarte puțin. Și să știți că dacă Iisus spune un lucru de trei ori, înseamnă că lucrul ai hotărât, înseamnă că lucrul așa este. Scriptură, dacă pune Sfânta Scriptură că Dumnezeu este Sfânt, 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 înseamnă că așa este, este categoric lucrul acela, este fără schimbare. Iisus le-a spus prima pildă cu oaia rătăcită, care din voi dacă are 100 de oi și o pierde pe una, nu lasă pe toate 99 pe islas și se duce să o caute. Nu știu noi dacă am avea astăzi 100 de oi și s-ar pierde una, oare s-ar merita tot efortul să mergem după ea? Să știți că în vremea aceea oile erau foarte valoroase și turmele lor se numărau care aveau cele mai multe, era cel mai bogat. În vremea aceea, dacă aveai o turmă de orice animal ar fi el,
ai fi fost un om bogat. Pentru că Dumnezeu știa și Iisus știa că ei iubeau lucrurile acestea, iubeau bogățiile astea, le-a spus pilda aceasta. Dar gândul pe ei nu le-au dus la ceea ce Dumnezeu și Iisus vrea să le vorbească. Și apoi le-a mai spus încă o pildă. Femeia care a pierdut un bănuț, avea 10 bănuți de argint și a pierdut unul. S-a început prin toată casa să-l caute. Asta cred că și nouă ni se potrivește. Dacă avem 10 milioane sau 10 milioane salariu, nu știu câte avem, 14 milioane să avem salariu, salariu minim, dacă pierdem 1.400.000 oare îl căutăm prin casă până îl găsim. Cred că nu lăsăm niciun bănuț să se piardă. Dar nu asta a dus Iisus să le spună, că trebuie să mergi și să cauți lucrurile astea, averile astea, oile, banii, bogățiile. Și apoi merge și le spune pilda cu fiul și trece la nivelul acela în care Dumnezeu își face lucrarea, ca să înțeleagă că Dumnezeu are ceva mult mai valoros decât animalele și decât banii și toate bogățiile. Dumnezeu ne are pe noi, frate și mai mult decât pe noi sufletele noastre. Dumnezeu pune bază pe sufletele noastre. Tocmai de aceea le-a spus Iisus pilda aceasta cu fiul risipitor,